Am convenit cu fratele Mihai să începem un studiu miercurea seara pe mărturisirea de credință de la 1689. Ceea ce înseamnă că va fi un studiu destul de lung, dar cred eu benefic, pentru că asta ne va ajuta să avem o privire de ansamblu asupra celor mai importante învățături din Sfânta Scriptură, asupra celor mai importante doctrine din Sfânta Scriptură. În seara aceasta aș dori să prezint însă un istoric al formării bisericilor baptiste și data viitoare, în întâlnirea de miercuri, o sesiune separată despre necesitatea mărturisirilor de credință. Deci, întâi să vedem de unde s-au format sau cum s-au format bisericile baptiste și apoi cum am ajuns să avem mărturisirea aceasta de la 1689. Va fi o sesiune scurtă, aș vrea să. Voi intra în câteva detalii, dar vreau să avem o imagine de ansamblu, așa, să survolăm asupra istoriei, pentru că detaliile sunt foarte multe. Multe dintre ele nu le cunosc nici eu, nu sunt istoric, nu sunt expert, dar am studiat cât am putut ca să vă pot prezenta o imagine de ansamblu cât de cât uh, ușor de înțeles. Lucrurile sunt destul de simple pentru început. Ne aflăm, uh, cu mult timp în urmă, în Anglia, unde este Biserica Catolică. La vremea despre care noi vorbim și care ne interesează, era rege Henric al VIII-lea. ăsta a avut o grămadă de soții din cauza faptului că nu îi dădeau băieți. Prima lui soție, Caterin, prima lui soție i-a dat o fată, care mai târziu ajunge să fie o foarte mare oponentă a protestantismului și a reformei, și Henric al VIII-lea vrea să divorțeze de doamna lui și apelează la Papa. Papa Clement al VII-lea refuză să-l divorțeze din motive politice și ceea ce face Henric al VIII-lea este să declare că Papa nu mai este capul Bisericii, prima parte este bună, nu este Papa, ci este el capul Bisericii. Și acum avem Biserica Angliei, care este de fapt o biserică catolică cu foarte puțină reformă în ea, pentru că Henry VIII nu era un protestant, care rupe Biserica Angliei și este de fapt începutul reformei în Biserica Angliei, rupe Biserica Angliei de Biserica Catolică. Plus, un avantaj major pe care l-au avut englezii atunci a fost că toate finanțele care se duceau la Roma acum nu se mai duceau la Roma, ci rămâneau în Anglia a desfințat o grămadă de mănăstiri, a strâns o grămadă de bogății. Bun. Lângă regele ăsta, Henric al viii au fost doi bărbați foarte influenți care au aderat la reformă. N-au fost vocali la bun început, dar erau oameni care au aderat la principiile protestante și reformate. Nu erau vocali pentru că Henric al VIII-lea, cum a spus, nu era reformat, nu era pro-reformă. El avea planurile lui, voia un moștenitor, nu le interesa pe lucrurile acestea acești doi bărbați îi chema Thomas Cranmer și Thomas Cromwell. Sora Anca o să vă spun la sfârșit cum să pronunțe exact. Eu încerc cât de cât să vă le prezint, da? Numele pe care nu știu să le pronunț, nu o să le pronunț, o să vă zic că este o localitate undeva și o să vă dau care e localitatea la final, că nu le pot pronunța pe unele dintre ele fără să lupt limba. Bun. Bărbații ăștia doi au favorizat divorțul lui regelui, în special Cromwell, Cranmer, mă scuzați. El a favorizat divorțul. De fapt, amândoi au avut o influență acolo. a spus că toate lucrurile sunt în regulă, divorțează, dar au făcut lucrul ăsta pentru ca să introducă ușor, ușor principiile reformate în Biserica Angliei. Doar după ce moare Henry VII, de fapt, începe reforma adevărată pentru că băiatul lui Henry VIII, dar nu este primul lui copil, dar a avut un băiat până la urmă, că a avut câteva neveste, omul acesta, Apropo, le-a decapitat, le-a omorât pe rând pentru că nu împlineau așteptările lui Edward al VI-lea El este important pentru că el a domnit vreo șase ani de zile, puțin Dar în perioada lui a prins rădăcini puternice protestantismul în Anglia, în Biserica Angliei Pentru că lângă el a fost bărbatul care a fost și lângă tatălui, Thomas Cranmer da? De asta a prins Omul ăsta rezistă foarte mult, are un rol foarte important în reformarea Bisericii Angliei după, deci îl avem pe Henrica al viii băiatul lui Eduard al VI-lea, care domnește șase ani. După el vine o fată a lui Henrica al viii da? pe care o cheamă Jane Grey. Ea este, să spune, primul martir protestant în Anglia, pentru că domnește numai 9 zile, moare la 17 ani. Este o protestantă devotată, devotată, o reformată în toată puterea cuvântului, chiar a, a sunt scrisori pe care le-a avut cu unul dintre reformatori, este executată de soră sa, Mary I, numită și Mary cea sângeroasă, care de fapt avea într-un fel drept la tron. Ea fiind fata primei soții a lui al VIII, soție care a fost catolică. Și într-un fel catolicismul ăsta s-a transmis la ea. Ea a așteptat doi regi, au trecut amândoi și a luat tronul. Și a omorât sora și pe soțul ei. Fata asta a murit într-un mod deosebit. Jane se leagă singură la ochi. Citați psalmul 51, înainte de execuție. Spune, mâinile tale îmi dau duhul. Executorul care urma să o omoare și a cerut iertare înainte să o omoare. A avut o mărturie extraordinară. De asta e considerată primul martir în Anglia. Bun. Mary a avut o domnie de 5 ani, dar reușește să restabilească catolicismul. Deci ce a făcut frate să Eduard al vi lea ea dă totul pe dos. Da? Restablește catolicismul în Anglia, omoară o grămadă de oameni, sunt exilați o grămadă de oameni și este executat și uh, Thomas Cranmer, care a favorizat divorțul tatălui ei de maică -sa. Da, Este executat, el își declară că își renunță la convingerile lui de reformarea Bisericii Angliei, își dă seama că nu scapă, că tot urma să fie executat. Și atunci spune, de fapt, n-a renunțat la nicio convingere. Și înainte de moarte își retrage lepădarea de credință, pentru că, în fapt, el nu nu renunțase la convingerile lui reformate, doar făcea un fel de, de joc ca să scape. Când a văzut că nu scape, a spus, mă, măcar mor cu fruntea sus. Și și-a declarat aderența la principiile reformate. Urmează la tron, deci este Henric, ăsta mare care a avut o grămadă de neveste, băiatul lui Edward. Fata lui Jane Grey, care domnește numai 9 zile, Mary cea sângeroasă, după Mary Elizabeta I. Ea este fata celei de-a doua soție a lui Henry. Da? Este încoronată la 25 de ani și domnește 44 de ani. Ea este o, uh, o protectoare a protestantismului în vremea ei se inoculează, se face o infuzie constantă, puternică de principii reformate în Biserica Angliei. Datorită ei, Biserica Angliei s-a reformat într-o oarecare măsură. Nu în măsura în care au dorit puritanii, motiv pentru care vom vedea avem Biserica Baptistă. Da? Păstrează elemente catolice în Biserica Anglicană. Dacă vedeți o Biserică Anglicană sau vedeți o liturghie a Bisericii Anglicane, veți vedea clar elemente catolice. Cu preoți, cu îmbrăcăminte, cu liturghii, scrise și așa mai departe, dar declară independența Bisericii de Catolicie foarte clar și nu tolerează, deși acceptă principiile puritane, deși acceptă o mare parte de reformă în Biserica Anglicană, nu tolerează puritanii radicali. Puritanii radicali. Puritanii radicali care vreau o reformă până la capăt. Care spuneau, da, s-a făcut o reformă, dar reforma n-a mers până la capăt, da? Asta e prima fază care a dus spre apariția Bisericii Baptiste. Veți vedea că există o, o logică. După ruperea Bisericii Anglia, avem dezvoltarea mișcării separatiste. Mișcarea separatistă în esență înseamnă următorul lucru. Englezi din Biserica Angliei, puritani, care considerau că Biserica Angliei n-a fost suficient de reformată și care stăteau în Biserica Angliei, aveau concomitent întâlniri, uh, întâlniri uh, separate. Un fel de oastea Domnului la noi la români. Deci mergeau acolo, dar aveau și întâlnirile lor separate. În mijlocul acestor puritani s-a dezvoltat o partidă mai îngustă care spunea un fel următor. Biserica Angliei nu s-a reformat și nu se va mai reforma niciodată. Ceea ce și s-a întâmplat. Și au spus ei acum 400 de ani, asta s-a întâmplat și Biserica anglic Anglicană, nu doar că nu s-a reformat, este într-o stare dezastruoasă astăzi, din absolut orice punct de vedere. Nu că nu mai sunt oameni credincioși acolo sau preoți credincioși, dar este un dezastru moral, spiritual, din orice punct de vedere. Și avem această mișcare separatistă, care este o mișcare separatistă puritană în Biserica Angliei. Scurt, Biserica Angliei se rupe de Biserica Catolică, din Biserica Angliei se rup puritani, care formează biserici independente separatiste. Țineți minte tot timpul când vorbim de mișcarea separatistă, ei botează prunci. Da? Chiar dacă sunt puritani, chiar dacă au reformate, calviniste, dacă le citești mărturisirea de credință cu excepția cu excepția uh, articolului despre botez, zic că sunt batești. Dar nu erau. Da? Dar din mișcarea asta separatistă vom vedea imediat uh, să trag uh, puritani. Și aș vrea să vă dau uh, exemple doar de două biserici foarte importante care au stat, care au stat la baza apariției Bisericii Baptiste. Este o biserică păstorită de Robert Brown. Robert Brown devine prezbiterian puritan, dar radical. Deci el nu este catolic, nu este nici anglican, ci devine prezbiterian puritan radical. S-a convins de responsabilitatea fiecarei congregații de a alege proprii ei prezbiteri. Vă nu cunoscut? Da? A devenit convins de lucrul ăsta. Așa a început separarea lui. Până în 1581 e convins de necesitatea înființării de congregații separate de Biserica Oficială. Vă să nu-l spuneți în principiu? În același an întemeiază o congregație separată este la Norwich. Deci îți dai seama că, că Biserica uh, Oficială e, e apostată și într-un an de zile se formează o altă adunare. Cam asta e ordinea, da? Și după 500 de ani lucrurile se întâmplă cam în același fel. În anul următor, după ce formează Biserica, Părăsește țara din cauza persecuției, domnea Elizabeta I, da? care a implementat principii reformate, dar nu suporta uh, puritanii radicali. Pentru că se rupeau de Biserica Angliei. Da? Și se refugiază în Olanda. Olanda este țara libertății, să știți. Olanda este țara libertății. Toate bisericile separatiste s-au dus în, Anghii, în Olanda prima dată. Ori în Amsterdam, ori uh, în alte locații pe acolo. El zice că acceptă autoritatea statului, dar nu crede în puterea statului peste adunările locale. Vă sună cunoscut principiul? Și mie. Crede în alegerea prezbiterilor de către adunare. Totuși, avem. Este o așa mare presiune asupra acestui om pentru că este printre părinții separatismului. El își spune, are foarte multe îndoieli cu privire la mișcarea pe care a făcut-o de a înființa o congregație separată de Biserica Angliei. Imaginați-vă, Biserica Angliei. Și hop, noi noi suntem singurii buni. Cam asta ar spune oamenii. Bă, voi v-ați trezit singurii buni? Voi credeți că trebuie să fiți independenți, să fiți separată? Sunteți voi mai sfinți? Voi sunteți puritani? Nu știu ce așa mai departe. Și omul uh, uh, are dubile acestea și se întoarce înapoi în Biserica Angliei. Totuși, mișcarea pe care început -o, a început-o n-a mai putut fi oprită niciodată. Pentru că ucenici de-a lui oameni care au avut contact cu ei, în special vă voi menționa trei personaje, care au avut contact cu omul acesta... Aceste trei personaje, acești trei indivizi, au parte de, sunt parte din aceeași biserică. Deci avem biserica acestui om, el se întoarce, dar biserica lui rămâne în Olanda. Deci biserica rămâne înființată, nu se distruge. Asta e prima biserică separatistă. Vă menționez pe a doua. În 1592, deci după Brown, da, când se întoarce, el se întoarce în 91 în Biserica Angliei, în 1592 avem pe John Greenwood, Henry Barrow și Francis Johnson. Așa, trei oameni care au de-a face cu aceeași congregație. Ei trei sunt prezbiteri în, într-o biserică separatistă. În 1593, datorită convingerilor separatiste, doi dintre ei sunt spânzurați. Unul nu, nu știm de ce. Doi dintre ei sunt spânzurați, unul îi pus în închisoare. După câțiva ani, în între timp, biserica lor fuge și ea în Olanda și aproape vreo 40 de membri și în 1597, adică după 4 ani, după ce pleacă biserica acestor trei oameni, doi din ei conducătorii spânzurați, și el în închisoare, după 4 ani el este eliberat cu condiția să plece în America. Sau în Canada, nu mai știu exact în ce zonă. Bineînțeles, el pleacă, dar nu se duce în America, se duce în Olanda, unde pleca să biserica, da? a doua biserică separatistă. Se duce în Olanda, găsește biserica acolo, până ajunge el în Olanda, cu doi ani înainte să ajungă el în Olanda, timp în care era în închisoare, Biserica separatistă simte nevoia să facă o mărturisire de credință. Și aceasta este prima mărturisire de credință folosită de baptiști, deși este făcută de niște separatiști care își botezau pruncii. Ia se cheamă o mărturisire adevărată. Este absolut superbă mărturisirea. Și a fost mărturisirea folosită de primele șapte biserici calviniste sau particulariste din Londra. Sunt șapte biserici la început baptiste, vom vedea mai încolo. Și ea folosește mărturisirea făcută de biserica lui Francis Johnson, a celor trei prinși, doi dintre ei spânzurați, unul care a scăpat, este biserica lor care face mărturisirea asta de credință. Deci când vine Francis Johnson la biserica lui în Olanda, găsește biserica cu o mărturisire clară de credință, clar separatistă, clar baptistă. Toate principiile baptiste sunt în mărturisirea asta de credință, cu excepția cu excepția botezului. Această mărturisire de credință, 1595, este la baza mărturisirii de credințe baptiste de la 1644. Deci baptiștii de la 1644, când își fac prima lor mărturisire, iau mărturisirea separatiștilor. Și la... ea este... De asta este o legătură, de asta spun că este o legătură între bisericile separatiste puritane, radicale și biserica baptistă. Pentru că ei preiau toate principiile lor și așa mai departe. Au probleme în Olanda, în biserica asta. În 1600, de exemplu, fratele lui împreună cu soția sunt uh, excomunicați, dați afară, pentru că general au conflicte repetate în biserică pe niște chestii absolut stupide, că se îmbrăca nevasta nu știu cui cumva, cred că știți câțiva indivizi din ăștia, uh, că mâncau, nu știu ce În fine, aveau niște aberații și au fost disciplinați. Un, uh, un, un pas foarte important pentru sănătatea bisericii, pentru că nu s-a făcut diferența. Adică au fost excomunicați fratele și cumnata păstorului. Da? a singurului păstor care a mai rămas în biserica respectivă. Da? Un pas foarte, foarte greu care a fost luat de adunare. Adunarea a decis această excomunicare, nu Francis Johnson, da? nu păstorul ei. Avem a treia biserică care ajunge separatistă în Londra. În 1608, condusă de John Smith, acesta este cel mai recunoscut și cunoscut baptist pentru faptul că s-a botezat singur. De asta e recunoscut și cunoscut. Ei vin împreună cu biserica aceasta, au o comuniune, John Smith, cu biserica lui Francis Johnson, dar după maxim 2 ani de zile se despart de ei pentru că nu se înțelegeau. Se despart de biserica aceasta. Bun, avem aceste două exemple de biserici separatiste. A treia, John Smith, o vom încadra la biserică baptistă, biserica lui Robert Brown care s-a întors în biserica anglicană, da? Și biserica lui s-a dus în Olanda și biserica acestor trei prezbiteri care și ea s-a dus în Olanda. Biserica Baptistă. Vedem cum a apărut biserica Baptistă. Deci avem biserica catolică, biserica Angliei, bisericile separatiste din bisericile separatiste ajungem la bisericile uh, baptiste. John Smith este uh, studiază la Cambridge, la Cambridge, la Cambridge este uh, un uh, o pepinieră calvinistă, foarte, foarte puternică. Cine trecea pe acolo prelua principiile reformate, foarte puternică. Se leagă de puritanism și el acolo. Pentru că este profesor Francis Johnson, adică cel care acum era în Olanda cu biserica separatistă. Dar a fost profesor. Obține licență în 1590, master în 1593, preia convingerile puritane după ce pleacă de acolo și este ordinat ca păstor în biserica anglicană, în 94. Da? Imediat după ce și masterul luat master în 93. Devine lector în orașul Lincoln în 1600, adică la vreo șapte ani după ce și-a terminat masterul și stă acolo, preot, vreo doi ani de zile. În timpul acesta devine convins, de devine convins și preia convingele separatiste și formează o congregație. N-am nicio idee cum se pronunță localitatea asta, care e foarte lungă și, uh, v-am spus, nu vreau să nu limba. Uh, după părerea lui, motivul pentru care, și foarte important, motivul pentru care s-a retras din Biserica Anglicană, fiind pastor ordinat, este că el consideră că Biserica Anglicană nu mai are nicio speranță de reformă. John Smith. Și așa a fost. Asta era realitatea. În 1607-1608, biserica lui este hărțuită de autorități și de aceea pleacă în Olanda, în Amsterdam. Aici intră în comuniune, cum v-am spus, adineauri cu biserica păstorită de Francis Johnson. Tipul a fost uh, foarte, un tip foarte predispus spre fractură. În, în mișcarea aceasta, în biserica aceasta separatistă a lui John Smith, au loc trei fracturi. Una, prima fractură de biserica lui Francis Johnson, cu care a rezistat numai un an de zile, dar a fost o fractură. Apropo, Smith a fost primul care credea, spre deosebire de ceilalți separatiști, că între păstori, învățători și bătrâni nu există nicio distinție. Ei sunt una și aceeași funcție. Da? Vă sună cunoscut, Da. Separatiștii încă aveau ceva probleme aici cu privire la conducere, deși, din punctul meu de vedere, credeau cam același lucru cu John Smith, dar tipul ăsta, mi o senzație, era puțin așa, sectarist. A doua fractură are loc la câțiva ani după prima fractură și un anume John Robinson pleacă cu 100 de membri în Leiden, tot în Olanda, după care mai târziu pleacă în America în 1520. Asta e a doua fractură, da? Și biserica asta, dacă nu mă înșel, devine biserică prezbiteriană în America. Congregația rămâne numai cu 50 de membri, al lui John Smith, o treime din numărul inițial. În 1609, foarte important, adică după vreo 2-3 ani după ce ajunge în Olanda, acceptă botezul credincioșilor, își publică poziția într-o carte care se cheamă Caracterul Fiarei. Caracterul Fiarei, pentru că se separase de separatiști, da, și el se declara acum un botezat. Îi consideră pe aceștia, și vă citez, îi consideră în ce privește o organizarea ca o prostituată, ca și mama lor Anglia sau bunica lor Romă. Și repetă lucrul ăsta de o grămadă de ori. Avea un fel de a descrie foarte colorat, pe cum vedeți. Îi considera bisericile separatiste din punct de vedere al menționa, din punct de vedere al organizării ca o prostituată. Cum e că mama lor Anglia și bunica lor Biserica Catolică. Asta considera el și se desparte de el. Spune, nu putem să avem nicio legătură cu oamenii aceștia. Se botează singur, pentru că nu era cine să-l boteze. Și botează după aceea pe toți membrii congregației. Da? Până la momentul ăsta, Smith renunță la calvinism. Deci el devine baptist, da? se autobotează, își botează congregația și renunțase între timp la calvinism pentru că în Olanda erau foarte mulți anabaptiști menoniți. Anabaptiștii menoniți sunt dintre cei mai semi-pelagieni, spunem spune, dacă nu chiar pelagieni creștini. Sperăm, îi spunem creștini. Bun. A treia factură. A treia factură este când John Smith află de anabătiștii aceștia menoniți și cere să fie absorbiți de ei. Pentru că avea doctrina lor despre mântuire, adoptați botezul și nu vede niciun motiv pentru care să nu facă parte din Biserica Menonită. În momentul acesta, o parte din membrii foarte puțini pleacă în Anglia, în 1912, în 1912. adică după 2-3 ani după ce el a luat botezul. Da? În, 1600, mă scuzați, 612. Tot în 1612, când pleacă, se rupe biserica, treia fractură, și pleacă, se întorc în Anglia, Smith moare. Nu a apucă să fie asimilat de menoniți, deși și-a dorit lucrul S-au publicat o mărturisire de credință, biserica a publicat o mărturisire de credință ca răspuns la o biserică separatistă, ca să arate că se disting de ei. În final sunt asimilați de menoniți după 3 ani de zile, 1615, Așa se termină biserica asta baptistă. Această biserică, prima biserică baptistă, se termină, ea final, pentru că devine una cu biserica, cu biserica unor menoniți. Avem un alt individ foarte important aici la istoria baptistă. Deci îl avem pe John Smith, care nu este un separatist. A fost un separatist, dar a devenit baptist, da? cu biserica lui și ea s-a terminat așa cum s-a terminat. Pe uh, uh, omul acesta se cheamă Thomas Helwys. Și el merge și el în Oranda în 1608, face parte din biserica despre care v-am spus a lui John Smith. El este acela care se întoarce cu puțini oameni din biserica lui John Smith când aceștia au aderat la doctrina anabaptistă, la mișcarea anabaptistă. El pleacă înapoi, se întoarce în, se întoarce în Anglia cu vreo 10 membri. El scrie o mărturisire de credință numită 27 de articole ai celor rămași în Anglia, și este considerată prima mărturisire de credință baptistă. Da? Nu confundăm cu mărturisirea de credință a separatiștilor care stă la baza mărturisirii de credință calviniste. Da? Asta este o mărturisire de credință baptistă în care el respinge foarte clar doctrina ispășirii particulare, dar respinge foarte clar și doctrina anabaptistilor despre voința liberă și păcat. Da? El încearcă un, cumva o cale de mijloc în mărturisirea lui de credință. Erau arminieni convinși. Și ei ajung să fie numiți baptiștii generali, în contrast cu baptiștii particulare, adică calviniști. Da? Ajung în Anglia, o congregație foarte mică de 10 membri, după 3 ani aruncat în închisoare, până în 1626, adică foarte, foarte, foarte puțin timp, vreo 11 ani, sunt deja 5 biserici în Anglia baptiste, generale, da? arminiene, și vreo 150 de membri. De aici se trage cultul baptist general, care, din păcate, în Anglia avunge în unitarianism, resping cu doctrina Sfintei Treimi. Da? Și uh, ei finalizează în apostazia asta. Cu alte cuvinte, baptiștii general, că despre ei am discutat până acum, biserica lui John Smith, care a fost pierdută în mișcarea anabaptistă, biserica lui Thomas Helvis, care s a întors în Anglia și au format biserica baptistă generală în Anglia, arminienii generali în Anglia, aceștia vin din mișcările separatiste, vin din mișcarea puritană, vin din mișcarea Angliei, da? Și baptiștii generali arminieni vin din uh, mișcarea puritană, dar au degenerat pentru că au renunțat la principiile puritanilor și baptiștilor separatiști. Bun, abia acum ajungem la baptiștii noștri. Acum ajungem la baptiștii noștri. Este o biserică vestită, o biserică vestită uh, care a fost uh, păstorită de trei oameni. Vi menționez Henry Jacob, John Latrop și Henry Jesse. E foarte important pentru că din oamenii aceștia, din biserica condusă de oamenii aceștia, s-au format mai multe biserici baptiste și întreagăt vi le menționez. L avem pe prima dată pe Henry. El a înființat în Anglia în 1616, deci la ceva timp după existența bisericilor separatiste care au plecat în Olanda, la puțin timp. În 1616 înființează o congregație separatistă, separatistă, important. Dar congregația nu rupe legăturile cu puritanii din biserica anglicană. Deci ei aveau o poziție exact, ca sa Domnului. Deci noi suntem separați, cumva, dar avem legătură și cu biserica oficială. Și ei erau, pentru că erau puritani, dar erau separați, aveau legătură și părtășie cu puritanii din Biserica Angliei. Adică se vizitau, participau împreună la părte și dar aveau e principiu că nu se vor implica în, în, niciun act liturgic din Biserica Angliei care contravenea principiilor lor. Da? Dar sunt separați. Foarte important. Sunt separați. Ei seamănă cumva cu mine așa. Mai puțin cu fratele Mihai, dar... Uh... El pleacă, uh... el pleacă prezbitorul acesta, păstor, dacă vreți să-i spuneți, în 1622, în Virginia. Unde moare peste 2 ani. Da? Biserica își pierde păstorul. Vine următorul care îl cheamă John Latrop, pe vremea lui, foarte important, se desprind pe cale amiabilă două grupuri care formează biserici separatiste. Deci avem trei biserici separatiste acum, da? În 1634 pleacă și el, dincolo. Avem pe al treilea om, Henry Jesse, el devine puritan la începutul anilor 1620, este și el ordinat preot în Biserica Anglicană după șase ani, adică 1626. Și timp de 8 ani, aceeași poveste ca separatistii dinaintea lui devine tot mai nemulțumit de liturgia și închinarea din biserica oficială. Tot mai nemulțumit. Ajunge păstor în biserica aceasta separatistă în 1637, la 3 ani după ce pleacă al doilea păstor, Latrop în America. Și el păstrează părtășia cu puritani din biserica anglicană, dar biserica lui se împarte în anul 1640, deoarece nu se mai puteau strânge în același loc. Deci primele despărțiri în bisericile astea separatiste din Anglia au avut loc pe care amiabilă. Două grupuri s-au separat pe care am, amiabilă, acum se separă și ei tot pe care amiabilă, pentru că nu mai încăpeau în același loc. În anul acela biserica păstorită de el este atacată fizic, brutalizată de primarul Londrei. Din biserica acestui om, foarte important, în 1638, adică la un an după ce devine Henry Jesse păstor, un anume John Spilsbury da? uh, ridică problema botezului copiilor. Deci ne aflăm într-o biserică separatistă. Un păstor este ales, Jesse, păstor în biserică. La un an de zile, un anumit individ din biserică ridică problema botezării copiilor. Adică că n-ar fi valid în sensul ăsta. Că ei botezau copii. Uh, asta era practica oficială, practica acceptată, practica nediscutată. Și el cu trei membri, pentru că nu au ajuns la un consens, pleacă și formează, dar în liniște și pace, cu acceptul celorlalți, pleacă și formează, de fapt, prima biserică baptistă calvinistă. Deci avem bisericele Arminieni pe care le-am lăsat în capitolul antecedent. Prima biserică baptistă calvinistă ruptă dintr-o biserică separatistă puritană care avea legături cu puritanii prin Biserica Angliei, da? Prin 1670, adică la destul de mult timp, vreo 30 de ani, e frecventată cu regularitate de 300 de membri. Biserica biserică foarte mare. Biserica păstrează relații bune cu biserica mama, adică cea separatistă, nu a Angliei, cea separatistă din care au ieșit din de bună voie pe care am amiabile, de asta aveau și legături cu ei. Și membrii bisericii participă la serviciile bisericii unde e păstor Jesse. Deci veneau separatiștii cu botezul mic și participau la serviciile bisericii baptiste, care era în floare, în expansiune. Avem pe un alt individ, deci John Spilsbury, de fapt, e primul care poate fi considerat păstorul unei biserici baptiste particulariste. Un anumit tip pe care îl cheamă Richard Blunt. El și el părăsește biserica lui Jesse. Toți iasă din biserica asta lui Jesse. Toți iasă de acolo. În 1633. Dar se întoarce după șapte ani, adică în 1640. Și el, ca John Spilsbury de mai înainte, ridică problema botezului. Toți au o problemă cu botezul. Ridică problema botezării credincioșilor prin scufundare. Pentru că are confuzii, se duce în Olanda, unde erau menoniți care botezau adulți, dar menoniții nu botezau prin scufundare, discută cu ei și se întoarce și botează 41 de oameni din biserica asta separatistă, din care se rupsese altă biserică baptistă, da? au plecat trei oameni. 41, ăsta e mai influent, botează 41 de oameni. Și ei pleacă pe care meabilă cu destul de mulți oameni, și se formează două biserici. Pleacă două grupuri. O biserică păstorită de un anume Thomas și biserica păstorită de acest Richard Blunt, care a plecat în Olanda și s-a informat despre botez. Spilsbury acceptă botezul prin scufundare ca modalitatea corectă de a boteza. Avem un alt om, pe care îl cheamă John Green, și care înființează a patra biserică baptistă calvinistă în Londra, împreună cu John Spencer. Și avem pe ultimul, pe care îl menționez în seara aceasta, pe care îl cheamă Knollys. Și el ajunge să se convinge de botezul credincioșilor și el conduce un alt grup din biserica lui Jesse, din care mai ieșiseră alte două biserici, conduce un alt grup afară din biserică, pentru a forma o biserică baptistă calvinistă. Ajunge să-l boteze pe Jesse, care deja e veteran, el uh, și are experiență în uh, a lăsa grupuri să, pleacă, să plece din biserica lui ca să formeze bisericii baptiste, ajunge să-l boteze pe fostul lui pastor în 1645, a cărui biserică acceptă botezul adulților, dar și botezul copiilor mici. Foarte ciudat. Deci biserică din care au ieșit toate grupurile acestea acceptă botezul adulților, pentru că păstorul lor ajunge să fie botezat, păstor care era botezat de mic. Da? În biserica anglicană ajunge să se boteze el, acceptă și botezul adulților, dar ei spun cei care vor să rămână cu botezul copiilor mici, fără niciun fel de probleme, să rămână cu botezul copiilor mici. Și așa s-au format primele biserici baptiste, calviniste, reformate, particulariste, în Anglia după, dacă este să ne uităm la istorie, după formarea bisericilor baptiste arminiene. De înțeles, câteva concluzii, câteva lecții foarte importante pentru noi. Toți cei care au uh, ieșit din Biserica Angliei au ieșit pentru că credeau că Biserica Angliei nu mai poate fi reformată. Repet, ceea ce a fost adevărat. Cam ăsta a fost principiul. Foarte important, bisericile separatiste au acceptat sau au descoperit din Sfânta Scriptură principii fundamentale baptiste. Erau separativi, botezau copii mici, dar au, de au descoperit principii baptiste fundamentale. De exemplu, pluralitatea prezbiterilor, separarea Bisericii de stat, da? membralitatea. Aveau un concept foarte serios a membralității. Da? Nu era oricine membru în Biserică au ținut foarte mult. Asta este un lucru fantastic. Au ținut foarte mult la părtășia bisericii. Dacă pleca păstorul sau dacă erau, începea persecuția, toată biserica pleca. Și asta este una dintre problemele mari pe care le avem în România. O grămadă de oameni care ne scriu, frate, ce să facem? Uite, noi nu mai vedem, nu mai găsim, nu ne mai simțim bine, nu mai suntem de acord cu una și cu alta și așa mai departe. Dar rămân în continuare, fără niciun fel de problemă. Niciunul, sau mulți, cei mai mulți dintre ei, nu vor să-și asume absolut niciun risc să nu plătească, să nu cheltuiască nimic, să nu se jerfească. Să te muți. Păi, pă, pentru ce? Uitați-vă la biserici, toate bisericile separatiste au plecat toate în grup. Da, au prins 50 dintre ei, 20 dintre ei. Eu au omorât, eu au băgat în închisoare, dar este au plecat toți. Și s-au dus toți în același loc. Nu s-au împrăștiat cine unde. Da? Și când s-au separat, ori s-au separat pe care amabilă, ori când au avut la, ajuns la aceleași convingeri, dar s-au dus grupuri închegate. Da? Nu s-au împrășteat care pe unde. Asta e un lucru foarte important de înțeles. Și pentru mine este uh, fascinant să observ de fiecare dată când citesc istoria acestor oameni uh, de faptul că au fost gata să plătească foarte mult. Ăștia nu s-au dus cu avionul în Olanda, da? Cred că vă imaginați. Da? S-au dus cu avionul în Olanda, nu aveau foarte mulți prieteni prin Olanda care așteptau un casă, gata, tot cu masa pusă, cu paturile pregătite. Nu, oamenii ăștia au fugit pentru viața lor, dar au fugit pentru credință. Puteau să se retragă, să întoarcă în Biserica Angliei și Elisabeta întâi nu era o tipă decât care avea probleme cu puritanii radicali. Adică cu separatiști ăștia. spune, domnule, eu îmi prostesc convins de a rămân în Biserica Angliei. Stai liniște, nu avem treabă cu tine. Nu i a fost foarte convins de de, 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 lucrurile pe care le credeau, da? aceasta, este, aceasta este o altă lecție foarte, foarte importantă. Poate foarte important pentru noi este calea amiabilă pe care au mers bisericile baptiste calviniste în Anglia. Foarte interesant când s-au separat. Au format grupuri că n-au mai încăput, că au acceptat botezul adulților, da, s-au dus pe care am pentru și-au avut legături, nu s-au ciontănit între ei, da? Bine, aveau și aceleași convingeri, convingeri cu privire la mântuire, cu privire la conducerea bisericii și așa mai departe. Aceasta este istoria pe scurt, eu personal de aici cred că avem rădăcine și dacă ești baptist arminian, tot de pe acolo ai rădăcinile. Și dacă ești baptist calvinist, tot de pe acolo ai rădăcinile. Dacă ești baptist arminian, ești arminian pentru că ai renunțat la principiul pe care le-au avut primii separatiști, primii puritani, primii calviniști. Da? Și este interesant, contactul acestor oameni cu mișcarea anabaptistă menonită a însemnat întotdeauna... Întoarcere la, uh, întoarcere la niște convingeri foarte ciudate despre divinitatea Domnului Iisus Hristos, despre păcat, despre har, despre mântuire. Întotdeauna a însemnat uh, lucrul acesta. Uh, dar ce au înțeles de la ei a fost botezul adulților. Nu botezul adulților prin scufundare. După aceea au descoperit bisericile baptiste că botezul uh, adulților este prin scufundare. Aceasta este istoria pe scurt.